De numele cetății Făgăraș se leagă multe evenimente importante de-a lungul istoriei, de la faptul că aici a adăpostit familia și tezaurul Mihai Viteazu și până la faptul că a fost închisoare comunistă, cel mai important monument din zona noastră are acum și o recunoaștere pe plan internațional. Într-un clasament realizat de un site dedicat planificării călătoriilor, cetatea Făgăraș se află pe locul 2 în top cele mai interesante castele din lume. Cetatea Făgăraș este al doilea cel mai frumos castel din lume potrivit unui clasament realizat de Harper, un site dedicat planificării călătoriilor. Tot acolo se arată că e una din cele mai mari și mai bine conservate cetăți feudale din Europa de Est. În clasamentul celor mai frumoase 10 castele din lume, recomandată persoanelor care apreciază arhitectura, pe primul loc se află castelul Neuschwanstein din Germania, în stil romantic renascentist, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea pe un deal accidentat în sud-vestul Bavariei. Devansată de edificiul din Germania, cetatea Făgăraș, situată pe locul al doilea, reprezintă una din cele mai mari și mai bine conservate cetăți feudale din Europa de Est. Construirea cetății Făgăraș a început în 1310, pe locul unei vechi fortificații din pământ și lemn din secolul al XII-lea. Scopul construirii cetății era eminamente strategic, mai precis pentru apărarea sud-estului Transilvaniei de incursiunile tătarilor și otomanilor. Pentru muzeografii din cetate, vestea că edificiul cel mai important al țării Făgărașului a fost pus pe la loc de cinste pe plan internațional este un motiv de mândrie. Da, este o recunoaștere pe plan internațional a valorii deosebite a acestui monument, care este principalul monument al zonei noastre, și astfel se recunoaște un lucru deosebit, acela al arhitecturii deosebite și al valorii istorice a monumentului nostru. Castelul este construit în stil renascentist italian, au fost adus și meșteri specializați de la Mantua din Italia pentru construirea acestuia, iar aprecierile au fost deosebite în toate perioadele timpului. Noi, în ultima perioadă, prin lucrările de reabilitare care s-au făcut, am reușit să schimbăm oarecum fața monumentului și astăzi ne bucurăm de această recunoaștere pe care Făgăraș o are nu numai pe plan local, ci pe plan internațional. Complexul feudal de la Făgăraș, a cărui construcție a început la sfârșitul secolului al XIV-lea, se continuă prin adăugări succesive până la mijlocul secolului al XVII-lea. În secolul al XV-lea, cetatea din piatră și cărămide de la Făgăraș, care era o cetate militară de apărare, avea o incintă patrulateră, cu 4 turnuri bastioane la colțuri și un turn de avantpost de tip baricadă pe latura de est. Ca urmare a înfrângerii de la Mohaci, Transilvania devine principat autonom sub suveranitate otomană. În acest cadru, domeniul și cetatea Făgărașului intră în proprietatea ereditară a principilor Transilvaniei. Mulți dintre aceștia au acordat o atenție deosebită Făgărașului, contribuind la dezvoltarea culturală și economică a întregii zone. În 1599, Mihai Viteazu a intrat în posesia cetății Făgăraș, pe care a dăruit-o soției sale, doamna Stanca, împreună cu domeniu, devenind principe al Transilvaniei, și a adăpostit aici familia și tezaurul câțiva ani mai târziu. Clasarea cetății Făgăraș pe locul 2 în top cele mai frumoase și interesante castele din lume vine ca o gură de oxigen în ceea ce privește turismul. Să vină și să viziteze tot ce se poate vizita, și muzeul, și curtea interioară, și curtea exterioară, și o să vadă lucruri deosebite și cum a fost reabilitată prin acest top, se vede și se recunoaște valoarea, încă o dată, repet, a importanței acestui monument deosebit. Bineînțeles, este legenda Fecioarei de Fier, care este bine cunoscută, sunt acum mai nouă atracția cu lebedele, dar și aceste lebede știm că ele au fost atestate încă din perioada principesei Maria Cristierna și după aceea mai târziu în perioada Anei Bornemisa. Ele erau chiar cu rație, fiecare lebăd avea o pâine de secară pe zi, deci sunt lucruri care sunt atestate și sunt deosebite. Este și un, da, în perioada modernă, cum se știe, a fost închisoare comunistă, este o pagină din istoria cetății, nu putem să ne ascundem, și a fost una dintre cele mai grele închisori ale gulagului românesc. Știți că ea a fost numită închisoarea polițiștilor pentru că aici au fost în general închiși foști ofițeri din serviciile secrete, din armată, din poliție, din miliție, din jandarmerie, care au refuzat să intre în Partidul Comunist și care au fost aduși și întemnițați în cetatea Făgărașului. De asemenea, în clasamentul realizat de Harper se află castele din Regatul Unit, din Canada, Țara Galiilor și Franța.